Când micuța Khadija s-a născut cu buza despicată, mamei ei, Ramata, i s-a spus că nu aveau nicio posibilitate de vindecare. Resursele limitate ale familiei au făcut ca o intervenție chirurgicală costisitoare să nu fie posibilă. În schimb, Khadija a crescut cu o afecțiune care făcea ca mâncatul să fie o adevărată provocare, dar și mai mult înfățișarea ei atrăgea batjocurile celor din jur. Totuși, Ramata, mama micuței, a refuzat să renunțe la speranță și, în cele din urmă, a beneficiat de o intervenție chirurgicală gratuită la bordul Africa Mercy din Senegal. Operația buzei superioare este rareori efectuată la bebeluși în Africa de Vest, deoarece necesită un chirurg special instruit, un anestezist și un spital dotat. Mulți pacienți nu au bani nici să plătească transportul, cu atât mai puțin intervenția chirurgicală în sine. Africa Mercy este o navă spital care a ajuns în Senegal. Acolo, Khadija a primit o operație gratuită pentru reconstrucția buzei superioare. La o săptămână după operația de succes a lui Khadija, ea și-a văzut pentru prima oară noul zâmbet în oglindă. Acum se poate juca cu copiii, se poate plimba pe străzi și arată ca ceilalți copii. Operația de care s-a bucurat Khadija este doar una dintre multele intervenții chirurgicale efectuate prin Mercy Ships în Africa de Vest. Liderii tribului Crow, unul dintre cele mai vechi triburi de nativi americani, au adoptat recent o rezoluție în care îl proclamă pe Iisus Hristos ca domn al rezervației indiene Crow. Reporterul de la CBN, Mark Martin, a călătorit în Montana pentru a aduce această informație importantă. Au fost consemnate mai multe vindecări, eliberări de dependențe de droguri și întoarceri la Iisus Hristos. Deși rezervațiile de amerindieni sunt cunoscute ca fiind locuri sărace, cu comunități devastate de consumul de droguri și alcool, acum există semnale îmbucurătoare ale unei treziri importante. Comunități întregi au fost atinse de focul Duhului Sfânt, iar membrii tribului Crow au devenit în cele din urmă cunoscuți în toate rezervațiile indiene ca centrul rusalilor. Ei declară cu bucurie că sunt capitala rusalilor și multe triburi vecine recunosc acest fapt. De exemplu, triburile din Montana de sud-est, rezervațiile Blackfeet și Windy Cross Guns, au avut experiențe asemănătoare. Liderii tribului Crow au pus chiar și un semn care proclamă cu îndrăzneală că, cităm, Iisus Hristos este domnul națiunii Crow, iar lângă semn se poate vedea steagul Israelului. Organizația creștină OM este implicată în mai multe proiecte de evangelizare în zone mai greu accesibile. Logos Hope este cea mai mare navă a OM Ships International. Nava a fost achiziționată în 2004, după ce a trecut printr-o renovare completă pentru a fi transformată dintr-un feribot în nava care este astăzi. Logos Hope a intrat în serviciu activ în februarie 2009. În acest moment, Logos Hope vizitează fiecare port important din Mediterana. În luna august s-a oprit în localitatea Ceuta. La bordul navei este amenajat un târg de carte plutitor, oferind peste 5.000 de titluri. Ministrul Educației și Culturii, Carlos Rontome, a declarat târgul de carte deschis publicului. Vizitatorii au avut oportunitatea de a achiziționa literatură și cărți educative de calitate. În medie, peste 1 milion de vizitatori au fost primiți la bord în fiecare an. Un echipaj internațional de voluntari trăiesc și lucrează pe navă. Echipele de pe navă merg în zonele învecinate pentru a oferi ajutor și îngrijire comunitară. În fiecare port, echipajul navei se alătură organizațiilor locale pentru a aduce speranță și pentru a arăta dragoste oamenilor, indiferent de situația, cultura sau mediul lor. Ministerul Turismului din Israel, în parteneriat cu Muzeul Bibliei din Washington DC și Autoritatea pentru Natură și Parcuri din Israel, oferă turiștilor creștini, în special americani, posibilitatea să viziteze Țara Sfântă într-un mod cu totul inedit. Pachetul turistic, intitulat Descoperiți Țara Bibliei, este un tur de 10 zile care va începe în aprilie 2023. Turiștii vor putea participa la săpături arheologice în situri de patrimoniu și natură ale Autorității Naturii și Parcurilor din Israel. Prin săpături conduse de arheologi, tururi și prelegeri ale experților, pasionații Bibliei vor avea ocazia să ia parte activ la descoperirea istoriei poporului evreu și la conservarea culturii israeliene. Programul va fi lansat înainte de cea de-a 75-a aniversare a statului Israel, astfel că participanții se vor bucura și de prezența la sărbătoarea Zilei Independenței Israelului. Ministrul Turismului, Yoel Razvozov, a declarat că vizita creștinilor, combinată cu arheologia, conservarea și asistența în descoperirile legate de moștenirea biblică a statului Israel, va îmbunătăți imaginea Israelului în străinătate.